Bună, Bogdan! Bună, Marius! Continuăm discuția de azi noapte. Da, am scris că am o libertate interioară când conștientizez că Dumnezeu este în tot și toate și e lumea Lui și nu-i nevoie să o schimbăm. Lăsăm oamenii să fie cum vor ei și lumea în pace. Vrei să ajuți lumea? Intră în divin! Și mi-ai spus, așa este, este cel mai puternic concept care le aduce pe toate. Ceea ce blochează judecata este adevărul. Și am spus eu că am avut dorința să schimb exteriorul fără să lucrez la interior. Acum am descoperit secretul și mi-ai răspuns și este singura soluție și foarte clară, simplă. Și am spus cea mai refuzată de ego. Mi-ai răspuns, datorită puterii colosale, imense, este pericol de moarte pentru ego, îl anulează pe loc. Uite, în orice zicem, să urmărim să anulăm critica, să nu existe așa ceva. Și am spus că nu este adevăr acolo că e un ego. Ce spune el este un neadevăr. Și ai spus și folosim această afirmație, că Dumnezeu este totul, că atunci nu mai putem ataca. Dar imediat se stinge focul ego-ului. Este ca apa această afirmație. Schimbă starea pe loc, din iad în rai. Că acesta este raiul. Că lipsa ce scrie aici, oare? Avuției. Că iadul este aruncarea vinei în afară. Iar starea de liniște este raiul. Când îți vine să acuzi, te oprești și spui această afirmație. Am înțeles. Da. Atât? Da. Și noi am continuat astăzi în felul următor. Ce tare! Totul se face ca să nu se trezească oamenii și să nu gândească. Ei le dau conceptele și explicațiile cu care să gândească. Și dacă mai vor alte explicații, le blochează. Pe de altă parte, restricția arată că nu e nevoie să te bași tu, că nu este treaba ta. Dumnezeu are un plan cu ei. Nu trebuie corectată voința divină. Mi se pare că ceva este rău, mi se pare cu un ego. Dar de vreme ce există, este cu voie de sus. Deci greșeala noastră cea mai mare este faptul că noi spunem că ceva nu este în regulă în lumea perfectă a lui Dumnezeu, este cea mai frecventă, după care atacăm persoana și încercăm să o corectăm sau cerem socoteală. Adică, inițiat de Dumnezeu, acest plan vin și nu este treaba noastră de ce este așa. Oricum, când apare negarea noastră a ceva, este ego-ul care face asta. Și nu este adevărat ce spunem. Deci este bine ce se întâmplă. Este puterea divină în plină lucrare. Oamenii nu trebuie să audă, ai spus tu. De fiecare dată, tot ce spunem că nu este bine și îl corectăm pe celălalt, de fapt îl corectăm pe creatorul Universului și greșim. Tot ce este neplăcut este foarte bun. Este cel mai bun chiar. Când se dizolvă armele din noi, opoziția, atunci nu ne va mai deranja nimic din față. Deci atacul din afară este chiar, de fapt, gândirea noastră acuzatoare și critică. Faptul că zicem că ceva nu este bine, generează ceva care într-adevăr nu este bine. Deci noi când gândim rău, de rău vom avea parte. Ceva neplăcut vine ca să ne oprească acuzația și să ne ducă în acceptare desăvârșită care este prezența lui Dumnezeu. Fără a spune că ceva nu este bine în realitate, nu se poate porni răul în afară. Deci nu poate apărea rău. Deci tot ce spunem că nu este bine este cel mai bine. Pentru că adevărul este starea în care nu mai atacăm exteriorul, adică pe Creator. Și tu ai spus că mi-a venit repede desprinderea. Oamenii au nevoie de suferință, spui tu, și nu avem voie să intervenim. Este lumea lui.
Da, pentru că luminează, că altfel mor. Deci au nevoie de această durere. Este ca și când noi am vrea ca ei să moară. Le trebuie ce li se întâmplă. Apoi, tot ce zicem că nu este bine, nu este adevărat. E bine totul. Și egoul, și suferința. Dar am observat un lucru. Când despărțim în ego și suflet, egoul nu se mai manifestă. Adică, când vorbim, să nu mai spunem din poziția de eu. Și eu spun întotdeauna că lucrurile nu sunt bune. Deci el exprimă numai nemulțumiri. Și tu spui, îl demaști, pui lumină pe el și dispare. Ci să spunem că egoul meu zice, dar eu ca ființă divină nu am treabă cu ce spune el. Deci făcând o diferență, el se inactivează. Doar când îi iei posibilitatea de a spune eu la o nemulțumire, atunci este desființat. Că el se rănește din acel eu, din acel pronume personal. Pentru că eu nu poate să spună decât divinul. Eu sunt, nu? Deci numai sufletul nostru există. Ego nu există. Deci tot ce spune el, că este neregulă, în lumea perfectă a lui Dumnezeu, nu e adevărat. Pe de altă parte, noi discutăm că ei sunt în ambele poziții și pe ei interesează doar ca noi să negăm. Adică unii să-i nege pe ceilalți, atâta timp cât ești în negație, ești în ego și cedezi energia în afară. Și ființa întunericului se hrănește cu această energie a noastră. Deci, eu acesta nu poate fi afirmat decât de suflet. Iar egoul afirmă numai că ceva nu este bine. Că nu este corect, că nu este drept, că nu este adevărat, că nu e bine ce ai făcut. Și cere socoteală. În momentul în care cer socoteală sau ataci, omul devine ego, adică diavol. Deci nu poți să spui eu în fața unei acuzații pentru că numai divinul poate să spună eu. Numai sufletul poate să-l spună. Dumnezeu, eu sunt. Deci ceea ce dă energie egoului este pronumele personal eu. Pentru că aparține sufletului. Când îl iei din fața egoului, afirmații egotice de nemulțumire, de critică, ei eu din față, egoul a dispărut. Că îi dispare sursa de alimentare cu energie. Tot ce trebuie să facem este să ne observăm și să nu exprimăm nicio acuzație la nimeni. Este interzis complet să acuzi exteriorul, pentru că exteriorul este, după logica divină, este condus de Dumnezeu, indiferent ce ne face, și nu putem să-L acuzăm pe Dumnezeu că este defect. Tu ai spus foarte tare observația. Și în momentul în care nu ai euul acela în fața nemulțumirii, pornește miracolul. Stau cu sora, spui tu, și a spus, ce mă enervezi? Am spus, ce mă enervești? Imediat am spus, nu este adevărat ce am spus. Am pus lumină pe ego și a dispărut. Din acel gând am trecut la bucurie, că e invers la ce spune egoul. Da, că dispare este strângerea aceea din piept, care de fapt ne arată că nu este adevărat ce spunem. Este o încordare în corp care apare în momentul în care noi afirmăm ceva negativ despre Dumnezeu. Deci noi nu acuzăm oamenii, indiferent ce am acuzat noi, ci îl acuzăm pe Dumnezeu în persoană. Și apoi se relaxează și dispare. O întreb, când nu stă cu minte, zici tu, vrei bătaie? Atunci vin o să-ți dau iubire. Orice cuvânt pe care îl spun din ego, îl reglez cu inversul său. Așa este. De fapt, ei într-adevăr sunt în ambele poziții. Și arma lor, știi care este? Fiind două tabere, ne fac să ținem cu una sau cu alta. Și așa ei țin ambele tabere în acuzație. Unii împotriva celorlalți. Acuzația noastră este puterea lor asupra noastră. Deci îți dai seama, ambele tabere sunt în ego. Păi ei asta interesează. Fără Da. acuzație, când vezi totul bine, nu mai au putere. Că prin acuzații noi alimentăm diavolul, deci puterea lor. Tu spui divide tempera. Ei atât trebuie să facă, să ne împartă în două tabere și să începem să ne luptăm între noi. Atunci ambele tabere vor avea acuzații și ei se întăresc pentru că le cedăm puterea. Pentru că prin acuzațiile dăm puterea, am spus eu. O punem în afară. De fapt, aceasta este chiar căderea din rai. Când acuzăm exteriorul,
Ne vedem diferiți și intrăm în luptă cu Creatorul Universului. Noi trebuie un singur lucru să facem ca să ne luăm puterea înapoi. Să nu ne mai vedem, să nu mai vedem nimic rău în lumea perfectă a lui Dumnezeu. Și chestia cu avertismentul care s-a întâmplat a venit tot de la Divin. Când nu mai acuzi exterior, atunci ești una cu totul. Ce fin este totul și nici nu ne dăm seama ce facem. Ne-a învățat enorm această restricție. Practic. Da, conștientizări. Totul este bine și divin așa cum este. E foarte înaltă această înțelegere. Iisus a spus-o, dar în propoziții disparate. Da, și a pus și faptă, în faptă, dar a rămas de 2000 de ani. Dar este maxim pe pământ. Să nu mai vezi niciun rău și vinovați este raiul. Dar noi nu practicăm deloc acest lucru. Trebuie să nu acuzăm nimic din afară. Că nu este sub controlul nostru, este sub controlul Creatorului Universului. Și noi când zicem că ceva nu este în regulă și cerem socoteală sau încercăm să corectăm, să-l schimbăm pe celălalt, noi luptăm direct cu Dumnezeu. De fapt, întărim mintea, deci armele interioare, care este de fapt căderea din rai. Oamenii care îl atacă pe cel din față devin diavol. Este un citat dintr-o carte a mea. Mușcăm din măr prin acuzații, critici, nemulțumiri, pentru că zicem că noi avem dreptate și ne facem un idol din ego. Și vin scăderile apoi. Da, nu e nevoie de luptă că ne batem cu Dumnezeu. Doar acceptarea, asta este iubirea. Este termenul prea general iubirea. Trebuie înlocuit cu variante concrete. Spre exemplu, acceptarea. Și atunci vom vedea că nu suntem în iubire, ci luptăm. Unde este luptă, unde este intervenție, spre exemplu, nu este Dumnezeu, este diavolul. Sufletul nu luptă. Și trebuie mereu să te verifici dacă ești în divin, în suflet sau nu. Dacă începi să ataci, să ceri socoteală, să vrei să schimbi pe cineva, atunci ai ieșit din divin și ai devenit diavol instantaneu. Important este să nu spunem că ceva nu este bine în lumea perfectă a lui Dumnezeu, că imediat vine suferința. Te strânge corpul. Da, mai departe, extraordinară abordare. Deci, oamenii trăiesc în minte, în gânduri, folosesc raționalul și tot nu gândesc, spui tu. Adică este paradoxal, folosești mintea, dar nu gândești și nu vezi. Că fiind rațiunea, ar trebui tot ce vine din exterior să analizeze, să cerceteze. Dar faptul că folosesc mintea numai pentru interesul personal, de aceea nu gândesc și nu văd. Mintea este ego-ul. Dar ego-ul ăsta chiar vrea suferință și moarte. Oamenii sunt așa de preocupați numai de interesul personal, de a acumula și a câștiga, încât, sau luptă pentru dreptatea lor, încât nu mai văd, nu mai gândesc, s-a pus voalul. Că nu prin minte vezi adevărul și înțelegerea. Când pui trăsăturile Domnului Iisus în comportament, ești în adevăr. Că numai iubirea aduce înțelegere și nu cunoașterea. Este bună cunoașterea, dar dacă te oprești acolo și rămâi în minte, adică în ego, și doar îți prelungește suferința. Când alegi pe Iisus să-L pui în manifestare, intri pe o vibrație a iubirii. Nu numai că vei atrage oamenii din aceeași vibrație, dar vor veni și informații pe măsura vibrației tale. Adică vin informații adevărate în lumea aceasta mincinoasă. Că lumea este mincinoasă, tot interiorul de vină e de vină. Pentru că interiorul este goul care, ce spune el, este neadevărat și se reflectă apoi în exterior și creează o lume unde sunt numai minciuni. Că dacă ești din ego, nu mai primești minciuni din exterior. Nu mai ești manipulat și controlat. Puterea este la tine. Interiorul reflectă exteriorul. Că dacă nu mai trăiești în ego, nu mai vine o informație mincinoasă la tine. Nu o crezi, că ești în divin, în adevăr. Divinul este singur adevăr. Că tot aruncăm vina, că lumea ne minte și ne manipulează, dar ea reflectă interiorul, că trăim cu ego. Că egoul este mincinos, fals, caută numai interesul personal și ce spune el este neadevărat.
Când ești un divin, înțelegi că trăind în ego, nu va veni niciodată informații adevărate la tine. Și dar veni, nu le înțelegi, nu le auzi, nu le vezi. Ca să vină, trebuie să fii în divin. Nu e nevoie să intervii. Informațiile vin pe nivelul vibrațiilor noastre. Ego în interior, minciună în exterior. Deci îți dai seama, e suficient pentru ei să te mențină în ego, că nu vei auzi nimic, vei respinge. Da. Deci adevărul vei respinge. Câtă fericire poți avea când ești gol și mai ești și liber. Abia atunci simți prezența lui numai în gol. Și am dat un citat din Shangri-La, gol de tine în sus ești cel mai tare, din povestea pisicii bătrâne din prima carte. Cred că e și de la restrângere acest gol. Da, și de la dăruire. Apoi mi-ai zis așa, tu, a venit tata să-mi zică să stau cu sora mea de 2 ani, un sfert de oră, că timp, cât avea el treabă, și i-am zis că stau și o jumătate de oră. Nici nu a apucat să termine, că am spus da. În interior eram de acceptare și o bucurie. Între timp, când trebuia să mă duc să stau cu ea, a venit o vecină să întrebe ceva pe tata. Vecina a vrut să stea cu sora mea. Când mă pregăteam să mă duc, tata mi-a zis, poți să nu mai stai cu sora, că stă vecina. Concluzia, o las la voi, că ar fi multe de spus. Și am mai adăugat eu soluția ca să poată să întâmple lucruri din acestea, nu trebuie să te golești de tine, și o soluție minunată este descărcat camioane cu lemne. Deci tu ai spus, numai unde este gol apare și miracolul. Corect? Ne încearcă divinul ca să învățăm să spunem da. Spui da la orice și problema pleacă. Nu mai vin să apar alte situații în care nu mai este nevoie să faci lucrul acela. Am spus da și nu a mai trebuit să stau cu sora. Ce simplu este. Accept neplăcerea și nu mai vine neplăcerea. Se transformă în bucurie. Ce fin este totul. Este un nivel foarte ridicat acesta și este foarte simplu. Când am spus da, m-am simțit cel mai liber. Acceptarea a adus bucuria imediat. Să nu mai vezi prin filtrul minții, în culori, să împarți, în dualitate. Și spui da la tot ce vine din față, fără să te potrivești. Și atunci divinul lucrează. Spui da la tot și ai ales voia lui. Așa este. Da. Atât. Da. Păi, dacă vrei să dezbatem două citate din Noul Testament, că am găsit ceva foarte interesant. Că spune Iisus în Evanghelia lui Ioan, capitolul 6, versetul 38, spune, pentru că m-am coborât din cer, nu ca să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis pe mine. Deci noi nu venim pe pământ ca să ne facem voia noastră, să alegem comoditatea, plăcerea, bunăstarea. Asta e voia noastră, e diavolul, e interesul personal. De sufletul nostru e Iisus. Și noi trebuie să facem ca Iisus, să nu căutăm voia noastră. Îți dai seama, noi căutăm pe Iisus și îl citim în cărți și nu știm că sufletul nostru e chiar Iisus și nici nu vrem să-l alegem. Că ar fi suficient să manifestăm însușirile lui și l-am simțit. Îți dai seama ce înșelare este? Da, doar ne rugăm la Iisus, dar nu știm că sufletul nostru e Iisus. Și e suficient doar să expim însușirile divine. Da. Iar în altă, tot în Evanghelia lui Ioan, în capitolul 16, spune aici Iisus că dar vine ceasul când tot cel ce vă va ucide să creadă că aduce închinare lui Dumnezeu. Și m-am gândit la aceștia dogmatici care se închină ritualului. Că dorința de a ucide este agresivitatea, ura, mânia, furia. Astea sunt dorințe de a ucide. Și cred că aduc o închinare lui Dumnezeu, apărând o dogmă, un ritual. Ce spui? Așa este. Și Iisus mai spune, tot în Noul Testament, că împărăția mea nu este din lumea aceasta. Și atunci de ce alegem lumea? Adică dacă Iisus a spus că nu este împărăția lui aici și vrem să fim cu Iisus,
Mergem și ne rugăm lui Isus, vrem să-L urmăm, dar alegem lumea aceasta. Păi în momentul în care te rogi, de fapt alegi lumea. Adică nu vrei să exprimi însușirile lui Isus. Nu vrei să fii Isus. Măi, dar este așa de greu pentru un om să facă lucrul acesta, fuge de sacrificiu pentru ceilalți groaznic. Păi asta înseamnă ură. În momentul în care nu ești Isus, îl urăști pe Isus. Înseamnă ură. Când nu ești ceva, ești altceva. Ești inversul. Deci nu poți să slujești la doi Dumnezei. Deci și lumii și lui Dumnezeu. Nu se poate. Pe unul trebuie să-l lași. Pentru că în momentul în care slujește omul lumii, îl urăște pe Dumnezeu. Iar cel care îl iubește pe Dumnezeu, urăște lumea. Adică nu o vrea. A nu o vrea înseamnă pur și simplu a nu-ți face plăcerile, să nu-ți face, pentru că așa se manifestă ego-ul acesta. Prin interes personal pus pe primul plan. Da. Uite, să-ți povestesc altă experiență tot de azi dimineață. Că povesteam de sora mea cuiva și spuneam că când am intrat în liniște, detașare și acceptare, nu mă mai deranjează, nu mai plânge. Nu mai trebuie să stau cu ochii pe ea mereu și nu prea mai sunt pus cu ea ca să stau, doar ocazional, când nu-i nimeni. Și cum am spus chestiile astea, am întărit un eu, gândul ăsta că eu am făcut asta, am întărit un eu și am intrat în minte, că acolo e sălașul ego-ului, care este căderea din rai. Când intri în minte, cazi din rai. Orice gând raportat la eu, că uite ce am reușit să fac dacă m-am schimbat eu. Faptul că sora mea nu mai plânge. M-am raportat la eu. A fost un ego. Și că nu mă mai deranjează, e cu minte. Gândul ăsta a întărit un eu. Că aș face ceva. Și a venit imediat. Deci cum am spus că nu mai plânge, am întărit un eu și a început să plângă atunci când scriam. Deci mi-a arătat că eram un ego. De aceea a apărut și neplăcerea. Deranjul. Ca să-mi arată că nu sunt în divin, dacă reacționez, dacă mă deranjează. Că trebuie desființat din gând conceptul de eu, că nu există, e o iluzie. Cuvântul eu. Poți să spui eu te iubesc sau chestiile acestea, că atunci se exprimă sufletul. Da, e sufletul. Nu poți să spui la o nemulțumire, la o critică eu. Adică m-a supărat nu știu care, nu poți să spui asta. Nu e adevărat ce spui, este un eu în spate. Adică orice negație, nu putem pune eu acolo, că îl alimentăm. Alimentăm ego. Dar în momentul în care nu mai spunem eu, ego a dispărut. Deci nu poți să pui eu la o critică, la o nemulțumire. La momentul în care cer socoteală, în momentul în care ataci, nu poți să spui eu. Nu poți să cer socoteală, pentru că cer socoteală înseamnă a-L ataca pe Dumnezeu. Adică nu ești de acord cu Dumnezeu așa cum vine. Da. Această învățătură este simplă, dar ego-ul o vede complicată. Ca înțelege înseamnă a fi simplu. Și cine vrea să fie simplu? Că exact. Nu în filozofii și teorii găsești răspunsul. Și doar în acceptare, cedare, dăruire, restrângere, iubire. Căutăm răspunsuri în cărți și în teorii și în filozofii. Adică în minte, în ego. Că sufletul nu caută, nu cere, nu vrea, nu pune întrebări. Și mintea minte întotdeauna. Da. Citim mai departe. Am avut astăzi o discuție cu Florentina foarte interesantă și s-a bucurat pentru că s-au întâmplat niște schimbări în viața ei, au început lucruri frumoase în viața ei și eu am scris așa, a înaintat încrederea și i-am spus să nu critici, să nu acuzi pe nimeni, că noi suntem obișnuiți să ne batem. Cel din față nu este adversarul nostru, ci interiorul nostru.
Deci ne, când ne batem cu cel din față, ne batem cu interiorul nostru. Dai seama. Cătina Da. zicea, deci eu sunt gulaș. Ne batem cu noi. Când eu o să fiu iubire de plină, spune Florentina, și celălalt o să ia hotărârile care trebuiesc. Înțelegi? Da. Este simplu. Îți va reflecta iubirea. Deci trebuie să strângi iubire. Iubirea la iubire trage. Plus că iubirea lui Dumnezeu ea rezolvă toate. Numai ea poate să facă lucrul acesta pentru că este o forță imensă. Adică este puterea puterilor cerului. Și ea face totul posibil. Fărintina zice să nu faci nimic, să lasă să se întâmple. Poți să fii în toate binevoitor, dar să nu forțezi. Săritor, să ajuți, că asta te încarcă. Că ai nevoie de energie din care să se facă situațiile bune, favorabile. Pentru că ele se fac din dăruirea și din jertfa noastră de sine. Deci îți dai seama, dacă noi nu avem energie care să fie obținută din dăruire pentru aproapele nostru și din jertfă de sine, adică din înfrânare, fără energia aceea, binefacerile nu pot să vină din față. Adică noi așteptăm degeaba ca celălalt să se miște, că nu are energie. Ca să se miște trebuie să avem noi iubire. Deci trebuie să dăruim noi iubire ca să poate el să ne întoarcă înapoi, că el este doar oglindă. Deci oglinda doar ne reflectă. Deci totul se așteaptă de la noi. Deci bine, eu îmi văd de treaba mea și restul rezolvă Dumnezeu. Deci mereu să fim săritori în ajutorul celorlalți, când totdeauna primim din ceea ce dăm. Uite, și am spus, faptul că traduceți în germană prima carte este un sacrificiu al egoului. De fapt îl scazi și în spațiu gol vine divinul. Te încarcă cu iubire. Sacrificiul comodității. Deci vă învingeți ego-ul, îl scădeți. Orice muncă pentru ceilalți, deci în folosul celorlalți, îți dă mai multă iubire. Și apoi primim din față ceea ce dăm. Deci noi ne plânge degeaba că nu primim nimica, că nu se mișcă lucrurile, că nu au cum să se miște dacă nu dai, dacă nu te sacrifici. Nu putem să ne așteptăm să ne fie bine în viață dacă nu am făcut un sacrificiu pentru ceilalți sau un sacrificiu de eu. Adică să nu ne urmăm plăcerile și interesul personal. Trebuie să ne opunem întotdeauna interesului personal. Dumnezeu este opoziție la interesul propriu. Pentru că altfel nu are din ce să se facă miracolul. Minunea. Deci traducerea te ajută enorm, de aceea a și venit la tine. Te încarcă cu iubire ca o baterie și din acea iubire se face dorința celuilalt de a fi bine. Că dacă nu ai acest sacrificiu de ego, nu ai energie. Și se mai poate face restrângere, continuă, adică să mănânci puțin sau să nu-ți faci plăcerile sau să nu-ți urmărești binele. Pentru că plăcerea este ego și este suferință. Deci omul când îți face o plăcere, înseamnă că își produce un necaz din față. Deci îți dai seama, când se lasă pe sine și dăruiește, își aduce din față situații favorabile, miraculoase. În momentul însă când își face plăceri și luptă pentru interesul propriu, își aduce necazuri și neplăceri din față. Sau visele sunt oprite, nu se mai împlinesc. Deci cel mai important lucru în lume este eliberarea de eu și se poate face foarte ușor pentru că toată lumea are nevoie de noi. Greul este fericirea. Plăcerea este durerea. Și necazul și nemulțumirea și boala. Deci ce înseamnă boală? Că am spus că am fost odată la spital la Fundeni și o doamnă care avea cancer spunea că ea își dă seama că de fapt a slujit prea puțin oamenii. Deci și-a dat seama că a simțit că ea nu avea energie. Deci nu mai avea șanse. Și-a luat șansele singur. Deci oamenii care își caută plăcerea, satisfacțiile simțurilor și numai interesul personal, ei își pierd șansele de a supraviețui, de a trăi, pentru că ne sacrificând n-au energie și n-are din ce să se facă sănătatea lor. Sănătatea lor, binele lor, fericirea lor și a copiilor se face din sacrificiu de sine și din dăruire. Deci tot ceea ce ni se întâmplă și ne scade ego este de fapt salvarea noastră.
Oricum Dumnezeu ne trimite din față la fix exact ceea ce avem nevoie. Este invers totul. Da. Și când nu te vei mai proteja, apare miracolul, pentru că el vine în dar, ca o răsplată. Deci cel mai important lucru este să nu-ți cauți binele. Dumnezeu este nu binele tău. Acesta este Dumnezeu. Să nu-ți cauți niciodată comoditatea, satisfacțiile, binele tău, mereu să fugi de ele, pentru că ele nu fac decât să-ți ia din energia vieții și fără această energie vitală care se obține prin restrângere sau dăruire, nu ai din ce să faci sănătatea de mâine, binele tău, fericirea ta, fericirea celor apropiați și a copiilor tăi. Deci este esențial și mai ales femeia. Femeia, dacă reușește să se lase pe sine în toate situațiile de viață, ca să se încarce cu iubire, să poată să încarce după aceea cu această iubire pe bărbați și pe copii, că asta înseamnă fericirea în familie și armonia. Când femeia se duce în jos, spre puțin, și devine umilă și se supune bărbatului, atunci intră fericirea în familie. Așa este? Da, așa este. Uite, am observat că cuvântul iad, dacă iei de la, să-l citești de la final, înseamnă iad dai. Adică prin dăruirea ta poți pierde iadul. Dăruind cu iubire, pierzi iadul. Am scris pe tabăra iubirii. Și a întrebat, și a spus cineva, minunat, dar asta înseamnă că dau iadul altcuiva? Și am scris că prin dăruire și iubirea ta, iadul se face rai. Super. Prin dăruirea și iubirea ta, iadul se face rai. Așa este. Că de noi depinde exteriorul. Avem cheia la îndemână. Cheia e la noi. Cheia e la noi. Dar noi o dăm la ceilalți. Ne dăm puterea. Ne dăm puterea noastră. Da. În momentul în care omul își urmărește un interes personal sau binele propriu sau satisfacțiile lui, el a cedat puterea. A cedat puterea exterior pentru că el zice că numai exteriorul mă poate face fericit. Numai cea, lucrurile acestea dulci și plăcute mă fac fericit, comoditățile mă fac fericit și nu este așa, ele îți iau din viață. După care duc la suferință. Da, vine nefericirea imediat. Dar lucrurile sunt așa de fine încât, exact cum ai spus tu, și ieri și astăzi, cu exemplu acesta cu sora, în momentul în care ai zis da la greutate, deci ai ales greutatea, nu ușorul, nu plăcutul, imediat s-a schimbat situația de viață. Asta înseamnă că suntem priviți continuu. Deci tot ce vine din față este continuu de la el. E numai de la el. Tot ce vine din față este numai divinul. Și este funcție de interiorul nostru, cum suntem noi. Dacă vrei să fie bine, caută greu și nu ușorul, pentru că greul este Dumnezeu, iar ușorul este diavolul. Ușorul, plăcutul, comoditățile, bunăstarea, belșugul sunt iadul. Pentru că ne ia din energia vieții, ne lipește, după care apare suferința. Suferința pe care o trăim noi aici este suferința care o vom avea parte de ea dincolo. Și totul vine, până la urmă, din credința că exteriorul este greșit, lumea perfectă a lui Dumnezeu nu este bună așa cum este, și vedem rău și vinovați în afară. În momentul în care nu mai vedem niciun... Asta este rezolvarea, asta este sănătatea și prelungirea vieții noastre. Orice gând care îți vine și zici că nu este în ordine, îl inversezi și aduci argumente că este în ordine. Este în ordine totul. Și ce fac guvernanții și iluminații? Totul este perfect și restricțiile toate sunt divine. Pe de altă parte știe Dumnezeu de ce ne le dă. Avem nevoie de ele. Și nu putem să îl comentăm sau să îl scotocim. Poți să spui ceva? Da. Lucrăm la interior și nu la exterior. Am găsit ceva să citesc. Eu sunt cu adevărat acea cunoaștere și fericire eternă, Shiva, iubirea și conștiința pură. Eu nu sunt mintea și nici intelectul sau ego-ul sau reflexiile sinelui interior. Eu nu sunt cele cinci simțuri și sunt, dincolo de toate acestea. Eu nu sunt eterul și nici pământul, nu sunt focul, nici vântul, cu adevărat sunt cunoașterea eternă și fericirea însăși, Shiva,
Dragostea și conștiința pură nici nu pot fi numită în termen de energie, prana, și nici prin cele cinci feluri de respirație, ius, ori prin cele șapte esențe ale materiei sau prin cele cinci valuri care acoperă totul, și nu sunt nici cele cinci instrumente de eliminare, procreerea, mișcarea, apucarea, acapărarea sau vorbirea. Sunt cu adevărat numai acea cunoaștere și fericire eternă, Shiva, iubirea și conștiința pură. Nu am nici antipatie sau simpatie și nici vreun atașament sau lăcomie și nici un regret sau deziluzie, nu am mândrie și nici orgoliu și nu am nici sentimente de invidie sau gelozie, nu am nicio datorie și nici bani, nu am nicio dorință, karmă și nici nevoia de eliberare. Sunt cu adevărat acea eternă cunoaștere și fericire, Shiva, dragostea și conștiința pură. Eu nu am nici o virtute și nici un viciu. Eu nu fac păcate sau fapte bune și nici nu sunt fericit sau supărat. Nu am dureri sau plăceri. Nu am nevoie de mantre sau de locuri sfinte, de scripturi și de ritualuri sau de sacrificii. Eu nu sunt al trăimii sau observatorul, ori acela care experimentează sau procesul de observare sau de experimentare în sine, sau vreun alt obiect care este observat sau experimentat. Eu sunt cu adevărat acea eternă cunoaștere și fericire, Shiva, iubirea și conștiința pură. Mie nu mi-este frică de moarte, pentru că eu nu mor niciodată. Eu nu mă separ de sinele meu adevărat și nu am nicio îndoială cu privire la existența mea sau referitoare la nașterea mea. Eu nu am tată sau mamă și nici nu m-am născut. Nu am nici rude și nici prieteni sau vreun maestru sau un discipol. Eu sunt cu adevărat acea cunoaștere și fericire eternă, Shiva, dragostea și conștiința pură. Eu sunt tot ceea ce există și sunt fără atribute și fără formă. Nu am niciun atașament față de lume și nici față de eliberare. Eu nu am dorințe pentru nimic, pentru că eu sunt totul, sunt pretutindeni, tot timpul. Întotdeauna în echilibru, eu sunt cu adevărat acea cunoaștere și fericire eternă, Shiva, iubirea și conștiința pură. Într-un computer, tot ce rămâne după îndepărtarea informației reziduale, care nu este de bază, este sistemul de operare, adică sinele divin. Eu sunt cu adevărat acea cunoaștere și fericire eternă, Shiva, iubirea și conștiința pură. Am să citesc ceva din Secretul Mulțumirii, să văd unde deschid. Când acuzi, ai făcut o distanță ca să lovești și te-ai despărțit de Dumnezeu pe loc. Când condamni, faci asta ca să te vezi diferit și să poți lovi. Te conduce un duh întunecat, te-a capturat. Dar când apreciezi și iubești, te unești cu celălalt și cu Domnul. Noi când muncim prea mult, pentru interesul propriu, pierdem energia vieții. Rămânem axați pe noi și devenim egoiști. Trăim pentru noi și unde este Dumnezeu atunci, și unde este Dumnezeu atunci că El este ceilalți. Unde este Dumnezeu din noi, același în fiecare? Tu trebuie să renunți cât mai mult la voia ta. Când dai, pierzi voia ta și rămâne numai voia Lui. Dai eu și ei iubire. Voia Lui se manifestă numai spre ceilalți. Dacă faci totul pentru tine, unde este El, că nu este niciunde, ești numai eu. Eu nu-ți cer, dai cât vrei tu să fie dăruire, zice Domnul, că dacă unuia dintre aceștia mici le dăruiești, mie îmi dai. Dăruirea inimii tale să fie constantă. Asta este salvarea ta. Asta ne lipsește nouă, continuitatea dăruirii. Cu toate că am câștigat sănătate, bucurii și viață, tot nu vrem să dăm. Numai când suntem constanți în iubire, atunci se manifestă scânteia divină din noi. Adevărul este când te raportezi la divin. Părțile reprezintă adevăruri mici, trecătoare. Noi suntem ființa divină.
și ea peste ceilalți. Când facem totul pentru ei, facem totul pentru noi. Dar dacă facem totul pentru eu, ne facem Dumnezeul nostru și așa cădem din rai. Numai când pierdem umanul, ne unim cu Dumnezeu și înțelegem că suntem ființe ale cerului, nu ale pământului. Trebuie mereu să te ușurezi de eu, să te subțiezi de eu. Dacă te comporți ca o ființă a cerului, care doar dăruiește orice ar fi, dispar toate problemele, pentru că dispare eu-ul. Numai el are probleme, pentru că vrea mereu altceva și niciodată nu este destul și nu se satură. Am citit niște citate din Secretul Mulțumirii. Și am mai citit cu... Eu sunt cu adevărat acea cunoaștere și fericire eternă, Shiva, iubirea și conștiința pură. Mi-a plăcut foarte mult. Și e foarte simplu, ajungi la golirea de sine și dai de tot ce a zis el acolo când am citit. Să nu vrei nimic, să n-ai dorințe, să n-ai gânduri. Ești pământ. Și asta vine din permisibilitate. Adică când lași lucrurile în pace, atunci ești în zero. Ești imediat în zero, fără niciun efort. Deci noi suntem în divin imediat, dar nu știm. Într-o secundă putem ajunge la divin. Într-o secundă ai intrat în divin automat. Adică vine o solicitare din față, o presiune și tu ai cedat. Când ai cedat, ai intrat în divin. Și ai toată siguranța că lucrurile se vor termina bine. Asta nu știm noi. Dar dacă rezistăm și luptăm, avem toată siguranța să nu se termine bine. Noi credem că avem de câștigat ceva într-o temă particulară, dar plăcerea vine din față ca să ne ducă în liniște și în pace. Deci nu contează tema. Tema poate să fie miliarde de teme. Nu contează. Deci indiferent ce vine din față, adică soțul o chinuie pe femeie, pe soție, o trădează, o minte, bea. Deci nu contează temele acestea, ci el face lucrul acesta ca să o ducă în zero, în iubirea, orice ar fi. Când atinge, pentru că s-a ajuns în situația asta pentru că ea nu s-a supus lui, nesupunându-se, n-a stat în iubire. Femeile de obicei se supără când se spune cuvântul supunere, dar supunere înseamnă să fii în divin. Că numai divinul este cel care se supune, adică să ai însușirea lui Iisus. Ele zic că sunt credincioase, dar nu au această putere să se supună, așa cum ai spus și tu. Cu oamenii se roagă la Iisus, dar nu vor să se supună ca Iisus. Nu vor să slujească, nu vor să întoarce și obrazul celălalt, nu vor să-și dea și cămașa de pe ei. Deci reacție, au reacție și nu dăruiesc. Deci nu au cum să se încarce cu iubire. Că din cauza asta Iisus a avut putere să facă miracole. A făcut miracole pentru că el se răstrângea continuu. Din energia respectivă se face miracolul, pentru că restrângerea este prezența lui Dumnezeu. Supunerea e prezența lui Dumnezeu. Oamenii vorbesc că aiurea, că ei cred. Ei nu cred. Ca să creadă trebuie să se supună sau să se micșoreze, să se împuțineze. Nu vrea nimeni puținul. Modestia și simplitatea. Toți oamenii vor mai mult, deci sunt fățarnici. E o minciună. Și din cauza asta vine neplăcerile, vine plăcerile acestea dure din față. E așa, Bogdan? Da, foarte simplu. E simplu, dar e greu de aplicat. Sau și greu de și înțeles. Că trăim în ego, de-aia nu înțelegem. Deci noi cu mintea nu putem înțelege, trebuie să trăim în inimă și a trăi în inimă înseamnă a te lăsa pe tine pentru celălalt, al servi, al pune pe primul plan pe aproapele tău. Da, a fi umil, a fi în smerenie. A fi în smerenie. Când îl pui pe primul plan, îl pui pe primul plan pe Dumnezeu, asta înseamnă credință. Deci celălalt este mai presus decât tine, celălalt este șeful tău. Da. Este stăpânul tău. De celălalt este stăpânul tău. Deci trebuie să te comporți față de cel omul apropiat ca și când a fi stăpân. Așa cum ai spus tu, vine tatăl tău la tine și ai spus, da, stăpâne, mă duc și descarc lemnele. Nici nu-mi iau mânuși și mâini. Nu? Sau, da, stăpâne, stau cu fata. Deci celălalt este stăpânul tău. Nu te poți împotrivi.
În momentul în care ne potrivim, pentru că vine de la el. El ia un rol cu o comandă divină, adică vine de la creatorul universului comanda respectivă și vine ca să ne deranjeze pe noi și să ne scadă. Da. Cel mai periculos lucru în lume, după părerea mea, este această comoditate, acest bine propriu. Interesul personal pus pe primul plan este de fapt despărțirea de ființa comună și căderea din rai. Interesul propriu. În momentul în care apare interesul propriu, omul a intrat în război cu aproapele lui, deci cu Dumnezeu în persoană. Când cere socoteală, când atacă pe celălalt, de fapt, el îl atacă pe Dumnezeu. Și va crea situații neplăcute. Exact cum zicea Iisus, scris este și au și primit pedapsa. Deci în clipa respectivă a și pornit pedapsa lor. Când au atacat, au făcut un program sau au cerut socoteală, au încercat să-l corecteze pe celălalt, au făcut un program de autodistrugere care se va manifesta din față la ei personal sau la copiii lor sau la soț, dacă e o femeie. Deci nu scapă nimeni. Se plătește orice critică și acuzație la adresa lui Dumnezeu. Deci celuilalt din fața ta care este stăpânul universului, deci omul din fața ta este stăpânul universului, orice critică adusă lui este de fapt un atac la creator și înseamnă o pedapsă pe dimensiunea judecății. Cu cât judecața este mai făcută cu cerbicie, cu încăpățânare, cu răutate, cu atât deci cu cât critica este mai puternică, cu atât pedapsa e mai puternică. Deci vei fi judecat cu forța cu care judecați și chiar mai mare. Așa este Bogdan. Da, că spune Iisus, cu măsura judecății voastre, cu aceeași măsură veți fi măsurați și voi, cu judecata voastră. Da, deci toate sunt spuse. Sunt spuse. Nu este nimic nou. Da, și se repetă de 2000 de ani și tot ego-ul ăla alegem. Ciudat este că nu s-a observat. Normal, oamenii când citeau Noul Testament trebuia să observe lucrurile astea, că sunt cele mai importante. Spre exemplu, să înțelegi că în fața ta este numai creatorul universului, nu sunt oameni. Ai dat niște de citate de acolo? Le mai știi? Da. Nu le mai știi? Atâta mi-a rămas în cap. Să nu cauți ale tale și cele ale aproapelui. Da. Deci în momentul în care noi înțelegem că din față vine numai creatorul universului, de stăpânul nostru, deci oamenii sunt stăpânii noștri, sunt chiar Dumnezeu în persoană, 0,5-3% înveliș nu înseamnă nimic, sufletul este important, noi ne închinăm în fața omului din fața noastră care este de fapt sufletul divin. Cum ne închinăm? Supunându-ne, slujindu-l cu drag, cu dragoste, dăruind, sacrificându-ne pentru el, lăsându-ne în toate situațiile de viață, pentru că ce înseamnă? Nu poate să intre în împărăția mea decât cel care se lasă pe sine în mod desăvârșit. Și ce înseamnă să se lase pe sine? Să lase comoditățile, să lase binele, ușorul, plăcutul. Asta înseamnă să se lase pe sine, că sinele e ego. Să lase ego. Asta înseamnă să-i spună nu la ego. Să spui nu la plăcerile tale, la dorința de mai mult bine pentru tine, la mai mare, mai sus, mai frumos, toate lucrurile acestea, să spui nu la ele. Pentru că nu va intra în împărăția mea cel care are comodități, bunăstare, satisfacție, plăceri, că nu are cum, nici nu are energie, că plăcerile iau din viață. Trebuie să ai energie ca să poți să urci. Energia nu se obține decât prin înfrânare și prin dăruire, prin sacrificiu de sine. E așa? Da. Citeam aici la epistola Sfântului Apostol Iacov, că spune că pofta, zămislind, naște păcat, iar păcatul odată săvârșit aduce moartea. Deci tot ce-i poftă, plăcere, bunăstare, comoditate, este moarte. Trebuie să schimbăm eticheta. Vedem plăcerea, să punem moarte, sau boală, sau necaz. Sau rai. Da. Nu, sau iad, vreau să zic. Sau iad. Deci plăcerile lumii materiale este iadul sau diavolul. Iar raiul înseamnă să nu le vrei. Cu totul. Adică până la capăt. Să ai puterea să le spui nu. Așa este? Da.
Când nu vrei lumea, vrei raiul. Când vrei puținul, vrei raiul. Când vrei greu, ai ales divinul. Ce simple sunt lucrurile. Da. Da. Ce mai discutăm? Mai aștept să mai fac experiențe și subiecte. Bine, atunci. Ne oprim aici? Mulțumesc. Poftim? Ne oprim aici? Da. Bine. Numai bine. Mulțumesc. Mai bine.